dimineața, ciao, dragi copii, ciao. Și prieteni! Bine ați venit la un nou vlog! Sunt foarte, foarte încântată și nori la fel! Pentru că o să fac o serie cu filmări din Italia! Pizza, pizza! Abia aștept să merg, așteptam de mult această excursie, mai ales o pun și aici pe canal. Uite, Nori s-a făcut blondă între timp, ați mai văzut-o la vlogurile mele. O să mergem amândouă ca două nebune, stilul... Boschetar, backpack, low budget. Așa mergem noi în Italia, dar nu v-am zis unde. Unde? Nu știu. Mergem surpriză. Pe coasta Amalfitană. Low budget, ați mai auzit așa ceva? Că am auzit că acolo e mega, mega scump. Hai, suntem la aeroport, o să fac la finalul fiecărui clip costurile, ca să vedem dacă se poate și ieftin. Totul e foarte ieftin. Nu. Hai să mergem. Să-ți iau, opa. Gata, hai. Am venit cu trenul, apropo, 4 lei, la fix. Deci primul cost a fost mic. O să vă pun acolo în descriere, ca să vedeți. Iuhu! Ciao, ciao! Ciao, 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 ciao! Totul foarte liber la aeroport, mai ales că astăzi este luni. Câte ceasă? Câte ceasă? 8:30. Luni. Foarte, foarte liber, am trecut direct, nu m-a întrebat nimeni de lichide, de nimic. Yeah. Am mers bine. V-am zis, Kim, am mai mers cu avionul de când a început pandemia, 2 ani de ani. M-am încurcat acolo, nu știam pe ce s-a apăs. Mă învârteam în loc, am uitat să-mi dau cercei jos, au primit la poartă, a râs lumea de mine. Mă rog, sunt foarte încântată. V-am zis unde mergem. Mergem la Napoli. Da, ai spus. Am zis? Da. Da. Asta e. Ne-am așezat aici și avem un zbor Ryanair. Eu am puține emoții la bagaj pentru că este un bagaj foarte, foarte mic și anume 40 cu 25. Aha. Cu 40 cu 25 și cu 20. Este mic, dar nu chiar atât de mic. Sper să n-avem probleme. Pentru că ne-am luat cea mai ieftină la bilet de avion, a fost 30 de euro sau 28-29 pe acolo și nu ne-am mai luat nici priority, nici nimic ca să avem un bagajel mic, pentru că va trebui cărat în primul rând, haine la limită, dar așa se fac excursiile low budget. Hai să facem o probă. Ia să văd. Păi asta era chestia. Hai mă că intră. Este puțin pe aici al meu frate, da. Dar mă rog. Gata, nu ne-a verificat nimeni la bagaje. Hai, let's go, am văzut și bagaje mai mari ca noi. De mult n-am mai filmat printre atâția oameni. Întrebarea e cine se roagă de ei să ne lase împreună. Ce se întâmplă? And the full path markings will guide you to the nearest exit in an emergency. Nebunie mare pe aici, dar hai, ieșim acuș. Mirosul de Italia este același ca de obicei. Auzi? Mai ales la Napoli. La Napoli aici miros de pizza. Pizza, paste, auzi, trebuie să găsim autobuzul. Cum găsești autobuzul? Nu știu unde este. Mai căutăm. Suntem aici la coadă la Alibus, care este
Autobuzul de turiști este mare coadă. Și nu pare că intrăm în asta. Deși eu am văzut pe net că vine din oră în oră, următorul la 12, dar nu-mi stă aici până la 12. Pentru că ne-am copănut greu. Deci 20 deja. Gata, am reușit să ne urcăm în autobuz. Alibusul a venit la 20. La 20. Ce? Oh! Grazie, veni mucho! Așa. Mergem până la Garibaldi. Puteam să mergem și până la port. Am ales să mergem până la Garibaldi ca să mai călătorim puțin. Și a costat 5 euro. Viața Giuseppe Garibaldi suntem. Am făcut 20 de minute până aici cu autobuzul, că ăla nu era autocar. Și acum vrem să luăm pulsul orașului, pentru că eu cel puțin n-am mai fost, nu îmi pare că am mai fost, dar... Da, sunt aici. E de aici. Am crescut aici. Așa? Iar eu miros pipi. Hai, mergem spre port. Astea cred că sunt străduțele tradiționale de Napoli. Vrei țigări? Care mi se par foarte drăgălașe. Este mare aglomerație, este luni. Mașini, oameni, nu-mi dau seama că turiști, dar nu par turiști. Cam asta e vibe-ul de oraș. Gălăgie, scuterașe. Îți place? Da, da. Da, țigăneală. Magazine cu haine până în 15 euro. Granita. Toate nebunile. Prința paste, parcă. Prința paste, obosite așa, cam obosite în vitrinele alea, dar nu cred că îți dă din vitrină, că ăștia știu că niciodată nu servesc din vitrină. Am ajuns aici la metroul Università, unde facem stânga să mergem spre apă. Mergem spre apă, ieșim din vacarmul centrului. Mi se pare super, super drăgălaș. Orașul și viu, așa, cu multă lume, nebunie. Nori m-a învățat că aici, în Napoli, se traversează pe unde apuci. Ceea ce mi se pare... Stai! Fără trecere, fără nimic. Acum. Și ne îndreptăm spre port, unde o să vă zic o chestie despre mine. Eu, toată viața mea, am avut prieteni care au lucrat sau care s-au plimbat cu vapoarele de croazieră, alea mari. Și... Toată lumea, practic, toți prietenii mei. Și eu, nu știu cum s-a nimerit, că niciodată n-am prins și eu o excursie de asta, din diverse motive, că n-am putut, că... Mă rog, diverse motive. Și acum, din depărtare, am văzut un bloc mare și zic, ce-o fi blocul ăla mare? Acolo probabil e portul. La care Nori zice, nu, ăla e vast, mergem să-l vedem. Și este chiar aici, dar nu știu cum ajungem la el. Uite, vasul este acel bloc. Oameni sunt acolo pe terasă, cred că fac poze la ceva. Numai că vasul s-a îmbarcat, pleacă, adică. Iese ceva leta. Cred că au pus ceva acolo la docuri. Ah, deci nu avem cum. Dar oamenii... Auzi, dar nu înțeleg, oamenii cum coboară să viziteze dacă îl bag acolo? Ha? Uite acolo, e ca și cum... Acolo trebuie să coboare, în dreapta. Hai să încercăm. Am ajuns aici mai aproape, pare un soi de gara, așa. Probabil lumea aș face check-in să intre pe bloc. De fapt, noi am venit în port să căutăm ceva de mâncare și să așteptăm să plece vasul nostru micuț.
Am dat de ăsta. Asta vă arăt eu acum, acum e vaporul ăsta aici. Dar hai acolo, mai aproape. Că vreau să-mi fac și mie o poză, nu știu cum, dar hai. Am intrat pe șosta că aici am port, pentru că mi-am spus că nu avem voie să filmăm, dar eu totuși caut vaporul. Poate îmi fac o poză. Uite-l! Și tot acum am ochit acolo vulcanul Vesuvius, la care mergem într-o altă zi. Am ieșit de aici, de la portul mare, și am întrebat, pentru că mi-am dat seama că pe hartă portul de unde plecăm noi este tot aici, și am întrebat, dar practic este aici, este un pic mai încolo, că ăsta mare e pentru oameni mai bogați și ăla mai mic pentru oameni mai săraci sau on a budget, cum este excursia noastră. Am ajuns la portul oamenilor mai săraci, este plin de oameni aici. Ne căutăm și noi compania și apoi mâncăm ceva. Cred că aici e mega scump și prost, dar vedem. Hai! Ce dorești? O pizza? Care îți face repede, îți face greu? 10.000 de pași până la ora asta. Bravo! Aici sunt sandwich-uri. Oh, uite chestii de asta. O mini pizza, o pizza... Pizza cu spanac, eu nu mănânc. Ah, ne dă și un sandwich și gata, am rezolvat și cu masa de la prânz. Care o vrei, cald sau rece? Rece. Da. Da. Acum, fiți atenți ce scoate Nori de aici. Nino! Două chestii, Fanny. Prima a fost că am crezut că ora de plecare noastră este chiar acum, dar încolo nu sunt datasele ceasele, eram o oră mai devreme decât de aici. Așteptăm bărcuța noastră și aia e, trebuie să facem check-in cu jumătate de oră înainte, era o coadă mare aici, plus că am luat bătanele alea. Așteptăm să vină vasul nostru. Mai avem jumătate de oră de plimbare pe aici, pe aceste străduțe. Mamă, ce frumos e! Pe aceste străduțe minunate. Hop! Nu știu în ce direcție să o luăm. Noi căutăm de fapt o gelaterie, dar nu o găsim. Să mănânc înghețată în Napoli? Eu cred că nu mănânc înghețată, nu știu de ce am impresia asta. Ce să primesc mai întâi? E viața aici, e... E așa... Viu! Nu, e viu locul, e multă lume. Unii se plimbă cu căruciorul, alții cu mașina, alții cu trotineta. Ah, chiar nu cresc trotinete pe aici. Bine, bine, și gelateria. Mamă, dar câte sânge! Așa e un fel de... Cartierul ăla, cum spune mă, Montmartre ăla din Franța. Străduțe mici, așa și găsite, cu toate nebunile. Wow! Gata cu plimbarea. Chiar aici ai văzut gelatul? Hai să mergem la gelat și apoi la barcă. Singura gelată la Milano. Nu este la Milano. Oh, scuze. La Napoli. Unde ai văzut? Napoli. Vai, dar ce frumos este și aici. Super.
pică. Cu faimoasa gelato pe care am căutat-o mult și am găsit-o cu greu. Femeie cu cafea. Scuze, mă curgem. Mergem spre port. Mare port. Să luăm barca. Păi, dar eu n-am zis oamenilor unde mergem cu barca aia. Surpriză. Gata. După mare panică, mi-am dat seama că trebuia să fac un check-in acolo, la birouri, unde deja fusesem și nu mi-a făcut din prima. M-am mai chemat o dată și acum, în sfârșit, am ajuns cam târziu. Dar sper să mai prindem locuri. Repede, concentrează-te. Hai să stăm aici, că... Poate cuiva se face rău. Sau ceva. Și sper că nu-i mamă. Nu mai avem în altă parte unde am stăt. Doamne, ce-am alergat. Hai să-mi dau duhul. Bravo. Aici, la priveliște, direct, bam, te-a lovit din prima. Ce-i de bun aici. Wow, dar câtă lume este. Wow, dar știi ce mi se pare mai frumos decât aceste căsuțe colorate? Muntele ăla din spate este genial. Nu chiar. Nu chiar. Hai să poposim și noi undeva. Lumea face baie, dar... Mamă, dar ce gălăgie este.
Trebuie să mergem undeva acolo, în mijloc, stăm pe unde zbărcile alea. Ce zici? Îți bagi Adidas și nisip? Dar nu e nisip. Adidas mei nu. Nu? Nu. Păi cum vrei să ne facem poza? Că cât din nisip se face? Hai. O? Bine, hai. O? Hai că nu e chiar... Nu e chiar nisip, e mai mult așa, un pietriș. Aici undeva este locul de poze și toată lumea zice că Instagram versus reality, că în reality e foarte multă lume și pe Instagram nu este nimeni, ca și cum. Aici, încolo, așa. Vedem unde facem la poze. Păi acum nu face nimeni, probabil, dar facem decât noi. Uite aici, stăm mai la bărci, aici undeva. Nu? Este genial. Genial. Ăsta e nisip de la Vulcanicul, nu? Da. A cremă de plajă miroase. Nu știu nori unde se face poza, dar cred că aici undeva, nu? Wow, ce frumos este acolo sus, cu florile alea. Da. Hai, te pun aici în fund pe barcă și îți fac poză, nu? Acum. Mi se pare că am filmat foarte, foarte mult astăzi, jumătate de zi. Nori trebuie să mă ajute cu ceva. Și aș vrea să închid primul episod din seria cu Coasta Amalfitană, chiar aici la Positano. Zi, ți-a plăcut până aici drumul? Da, da, da. Astăzi a fost foarte mai mult drum. De mâine începe distracția. Și pentru că v-am promis că facem un total al costurilor, o să vedem cât ne-a costat drumul până aici. Deci, trenul din București până la gara de nord, până la aeroport, de la gara de nord la aeroport, 1 euro. Avionul 30 de euro, autobuzul de la aeroport în oraș 5 euro, barca 28 de euro, mâncare vreo 10, dar cred că mai cheltuim. Da. Pe aici, dar asta găsesc. Dar stai că oricum o să facem un vlog următor, că pe fiecare vlog va fi și costul. Mâncare am pus 10 euro, că am băut o apă și un sandwich și în total, până acum, am cheltuit 74. Pentru că ea știe să calculeze foarte bine. Au rugat-o să calculeze ea, că eu nu știu dacă nu, e corect. Și cu aceste sume deloc exorbitante, mi se pare, pentru prima zi în care am inclus și avionul, vă las. Și pentru următorul episod am ceva foarte, foarte interesant. Noi să ne continuăm drumul, practic e tot azi pentru noi, dar pentru voi va fi mâine. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați și să urmăriți și următorul episod. Pa, pa!